Vă spun bună ziua. Se intonează imnul de stat al României. Astăzi Eminescu împlinește 172 de ani de la naștere. A spus împlinește, pentru că Eminescu este și va rămâne viu tot timpul. Cu acest prilej vă propun două momente. Un moment ceremonial prin depunere de jerbe la ustul poetului, aici în Parcul Copou, și apoi un spectacol de muzică și poezie susținut de patru actrițe ale Naționalului Ieșean care vor citi din poezia marilor înveșniciți lângă Eminescu, poeții Mihai Ursache, Cezar Ivănescu, Ioanid Romanescu și Emil Brumaru, acompaniați pe un fond muzical de Quartetul Fagotissimo, condus de George Harrington. Pentru început vom parcurge festivitatea de depunere de jertfe. Marius. Iașul este gazda a doi mari prieteni, actorul Dorel Bișan și academicianul Eugen Doga.
și a Uniunii Scriitorilor din Deala Iași vor depune jerba de flori Casian Maria Spiridon, președintele și Fabian Bătălian, președintele Uniunii Scriitorilor din România. Vicepreședintele Ideale Iași a Uniunii Artiștilor Plastice. Din partea revistei de cultură Însemnări Eșene, una dintre cele mai vechi reviste apărute la Iași, va depune profesor universitar dr. Eugen Târcovean. Ateneului Național din Iași, manager Andreea Preotesei, va depune jerba Gheorghiță Rusu și Delia Roșu. Muzeului Municipal de Regina Maria din Iași, va manager Aurica Itim, va depune domnul Nicolae Zugravu și checker Grigoriu. Și pe ultima sută de metri a apărut și Aurica Itim. Vă stați un pic. Doamna director! Casa de Cultură Mihai Ursache a municipiului Iași. Din partea Muzeului Național al Literaturii Române, scriitorul Livia Petroae, manager Lucian Dan Teodorovici. A pus jerba întâi. Acolo se pupă, Zalim. Din partea Universității Petre Andrei, depune rectorul Sorin Bocanța. Colegiului Național,
director profesor dr. Elena Calistru. Eu fi absent. Compune absent, doamne director. Dar nu e nimeni, nici Jerbunul. Din partea Colegiului Național Mihai Eminescu, profesor dr. Gabriela Sândulescu. Cel mai tânăr elev, Mihai Chirica. Colegiului Național Garabeti Brăileanu, doamna profesor Cristina Ciprian, poetă de altă și elevii colegiului. Partea Colegiului Național Costache Negruti, director profesor dr. Camelia Gavril, vor depune jerba profesoarele Bianca Burciu și Luminița Hârcu, împreună cu elevii de la colegi. Feedback, Daniel Corbu și Paul Gorba. Scriitorii Daniel Corbu și Paul Gorba. Din partea... Nu mai cântă trompetă? Din partea Asociației Culturale Dreptul Basarabiei și a Cenacului Iași scrie domnul Oleg Spânu. Elene, președinte Marieta Alexandrescu, vor depune jerbă Laura Târnoveanu împreună cu membrii asociați. Thank you.
îl voi ruga pe domnul prefect Bogdan Cojocaru să rostească câteva cuvinte, cu atât mai mult cu cât îl veți vedea. Este unul dintre cei mai tineri prefecți pe care i-a avut Iași. Domnul prefect, fiți om politic. Mulțumesc mult, domnule director, stimate oficialități. Stimate oficialități, stimate domnule Dișan, bună ziua tuturor. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră, ca reprezentant al guvernului. Dați-mi voie pentru început să urez un sincer la mulți ani profesorilor. Încep cu profesorii pentru că toată viața noastră culturală, dacă pot spune așa, începe cu primii pași în școala românească. Dați-mi voie să urez un sincer la mulți ani scriitorilor, academicienilor, criticilor, artiștilor, tuturor celor care activează în acest domeniu, foarte important pentru noi, cu toate că de-a lungul anilor au fost persoane care au criticat acest domeniu de activitate pentru că nu aduce profit. Însă sunt convins de faptul că toți cei care activează în domeniul culturii, în acest domeniu de activitate foarte important pentru noi, nu trebuie să aducă un profit material, ci e important să putem să ne bucurăm de munca, de arta lor și de toate creațiile pe care, prin muncă, fiecare dintre ei le aduc în fața noastră. Sunt alte instituții care trebuie să se ocupe de profitul material, nu și cei implicați în zona culturală. Din păcate, în ultimii 2 ani de zile și din cauza pandemiei, domeniul pe care îl sărbătorim astăzi a avut de suferit. Atât Guvernul României, cât și reprezentanții săi în teritoriu fac eforturi pentru a putea reveni la normal. Însă restricțiile au făcut ca toți cei implicați în acest domeniu de activitate să aibă de suferit. Artiștii trebuie să trăiască din munca lor. Și cred că în momentul în care vom atinge acest obiectiv, putem spune că am ajuns într-o zonă de normalitate. Ziua de astăzi, începând cu anul 2010, coincide și cu Ziua Națională a Culturii. Ziua marelui poet Mihai Eminescu, un simbol pentru noi toți, este cea mai importantă de la începutul acestui an, de 172 de ani. Avem cu toții posibilitatea ca, nu numai astăzi, să aducem omagiu și dați-mi voie să transmit în final din nou un sincer și călduros la mulți ani tuturor celor care zi de zi își desfășoară activitatea în acest domeniu de activitate, iar instituția prefectului, deci Guvernul României, este alături de toți cei implicați. Mulțumesc și să avem un an bun, pentru că suntem la începutul anului. Sănătate tuturor! Urmează reprezentantul Consiliului Județean, Iași, și de aceea nu pot să nu fiu puțin caustic și să le reamintesc că niciodată în 10 ani nici președintele și nici vicepreședinții nu au venit aici la Eminescu. Și nu știu de ce. Îl salvează Teodor Pantilimonescu, consilierul președintelui Costel Alex. Vă mulțumesc, domnule prefect, domnule primar, domnule academician Eugen Doga. Permiteți-mi să vă transmit mesajul domnului președinte Costel Alexe, președintele Consiliului Județean. Și deși dumnealui și nici domnii vicepreședinți momentan nu se află aici, așa cum a precizat moderatorul nostru, îl au pe Eminescu în suflet și se gândesc la el, pentru că eu nu cred că iubirea față de Eminescu și implicit iubirea față de țară ar trebui să fie doar astăzi, când sărbătorim nașterea lui Mihai Eminescu.
Așa cum scria Eminescu, iubirea față de țară înseamnă și iubirea față de trecut și față de istoria pe care o avem. Eu nu cred că putem să ne iubim țara sau să iubim pe Eminescu fără să nu ne iubim trecutul. Și la trecut ar trebui să ne gândim în fiecare zi. Acum avem o ocazie în plus să ne amintim de valorile și de importanța pe care o au în istoria noastră oamenii de mare cultură, cum este Mihai Eminescu. Dar, de asemenea, ca să uitați, vin cu o veste din partea Consiliului Județean, un mare prieten al lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, care are bojoca nu foarte departe de aici, o va avea renovată și anul viitor eu vă spun că vă veți putea bucura de tot ce înseamnă o bojoca nouă, în sensul de renovată, cu toate condițiile necesare, sub administrația Consiliului Județean. Dar nu acesta e subiectul de astăzi, cine e prezent sau nu, cine ține la țara noastră sau nu, ci importanța pe care Mihai Eminescu ar trebui să o aibă în fiecare zi, să ne ghidăm după anumite valori, după anumite aspecte pe care le scria. Eu mă bucur mult că văd elevii și de la Colegiul Eminescu, și de la Colegiul Național, și de la Colegiul Negruții, pentru că cu cât, și văd foarte frumos în uniformă, uitați-vă chiar în față fără negruțiști, pentru că dacă avem reperele corecte, dacă avem modelele corecte, copiii, elevii se pot dezvolta într-un mod corespunzător și modelele pot veni din istorie, pot veni din mari oameni de cultură pe care țara noastră îi are. Așa că la mulți ani Mihai Eminescu și să ne gândim permanent la țara și la scriitorii noștri. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și acum spuneam că de la Consiliul Județean n-am prea găsit pe nimeni. În cei 10 ani de când păstoresc acest careu, dar de fiecare dată îl întâlnesc pe Mihai Chirica, primarul municipiului. Mulțumim! Mulțumim! Tare foarte spectaculoase! Bună ziua! Sper că se aude la microfon. Bună ziua tuturor! Tuturor celor care sunteți aici fizic și celor care cu spiritul ne însoțiți. Vreau să mulțumesc și eu celor care s-au preocupat de ca să avem astăzi niște oaspeți deosebiți. Este vorba despre actorul Dorel Bișan și compozitorul Eugen Doga, care sunt prezenți aici. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc familiei Corbu și tuturor celor care ați făcut ca acest lucru să se întâmple. Astăzi nu vorbim despre noi, astăzi vorbim despre România și Eminescu. Voi fi foarte scurt și voi folosi o metaforă. Dacă nu ne-am fi numit Iași, ne-am fi numit Eminescu. Dacă nu ne-am fi numit România, ne-am fi numit Eminescu. Dacă n-am fi fost români, am fi fost Eminescu și Eminescu ar fi curs prin venele noastre și în sufletul nostru ar fi mereu Eminescu. De aceea trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-l-a dat pe Eminescu. La mulți ani, Eminescu!